Un bărbat din Câlnic a ajuns în arestul IPJ după ce a acroșat pe o trecere de pietoni un bătrân și a uitat să anunțe accidentul. Șoferul a ajuns în arest și va fi prezentat magistraților cu propunerile legale. La data de 12 decembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 38 de ani din comuna Câlnic, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Bărbatul, în timp ce se deplasa pe drumul județean 672C Runcu, din direcția satului Runcu către drumul național 67D, a acroșat cu oglinda retrovizoare dreapta un bărbat de 76 de ani din comuna Runcu, care s-a angajat în traversarea străzii prin loc permis, marcat și semnalizat corespunzător, iar după producerea evenimentului a părăsit locul faptei. La data de 13 decembrie anul curent, bărbatul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, față de acesta fiind dispusă măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Weekendul trecut, mai mulți șoferi au rămas fără permis după ce au fost depistați băuți la volan sau au încălcat legislația rutieră.